În Greuceanu de Petre Ispirescu a fost odată un împărat care se numea Împăratul Roșu. Era foarte mâhnit că în zilele lui niște zmei furasă răsoarele și luna de pe cer. Trimise deci oameni prin toate țările și răvașe prin orașe ca să dea de știre tuturor că oricine va găsi să scoată soarele și luna de la zmei. Acela va lua pe fie casa de nevastă și încă jumătate din împărăția lui, iar cine va umbla și nu va izbândi nimic, acela să știe că îi se va tăia capul. Mulți voi se semețiră cu ușurință că vor scoate la capăt o asemenea însărcinare, și când la treabă, hâț în sus, hâț în jos, dă din colț în colț. Nu știau de unde să o înceapă și de unde să o sfârșească, pentru că nu toate muștele fac miere. Împăratul însă se ținu de cuvânt. Pe vremea aceea se afla un viteaz pe nume Greuceanu. Auzind și el de făgăduința împărătească, ce să gândi, ce să răzgândi, că nu mai își lua inima în dinți, încumetându-se pe ajutorul lui Dumnezeu și pe voinicia sa, și plecă și el la împăratul să se închine cu slujba. Pe drum se întâlni cu doi oameni pe care slujitorii împărătești îi duceau la împăratul ca să le tăie capul, pentru că fugiseră de la o bătălie ce o avusese împ împăratul. Ei erau triși bieții oameni, dar greucea nu i mângâie cu niște vorbe așa de dulci, încât le mai veni nițică inemă, că era și meșter la cuvânt greuceanul nostru. El își puse toată nădejdea în întâmplarea aceasta și îi zise, Îmi voi încerca norocul. De voi izbuti să înduple pe împăratul a ierta pe acești oameni de la moarte, mă voi încumeta să mă însărcinești cu cealaltă treabă. Iar de nu sănătate bună, mă voi duce de unde am venit. Ăsta să fie norocul meu niciodată nu strică cineva să facă o încercare. Și astfel, ajunse la curtea împărătească. Înfățișându-se la împăratul, atât ai povesti, așa cuvinte calde și dulci scoase și atât meșteșu puse în vorbirea sa, încât și împăratul că crezu că pe nedrept ar fi să omoare pe acei oameni că mai de folos i-ar fi lui să aibă doi supuși mai mult și că mai mare va fi vaza lui în lume de să -ar arăta milostiv către popor. Nu mai putură oamenii de bucurie când auziră că Greuceanu l-a convins pe împăratul până între atât încât l-a făcut să ierte. Mulțumirea lui Greuceanu din toată inima și-i făgăduirea că toată viața lor se vor ruga lui Dumnezeu pentru dânsul, ca să meargă din izbândă în izbândă ceea ce și făcură. Această izbândă o lua drept semn bun și Greuceanu, mergând de a doua oară la împăratul, grei cu cuvintele lui Mieroase cele următoare. Mărite doamnă, să trăiești într-un mulți ani pe luminatul scaun al acestei împărății. Mulți voiniți s-au legat către măria ta să scoată de la zmei soarele și luna pe care l-au răpit de pe cer, și știu că cu moarte au murit, fiindcă n-au putut să-și îndeplinească legămintele ce au făcut către Maria ta. Și eu, mărite Doamne, Cugeta mă duce într-o căutare a acestor tâlhari de zmei, și mi-ar fi voia să-mi încerc și eu norocul. Doar, doar va da Dumnezeu să ajungem a putea pedepsi pe acești blestemați de zmei pentru nesocotita lor îndrezneală. Dar fi milostiv și mână de ajutor. Dragul meu greu ce ne răspunse împăratul. Nu pot să schimb nicio iotă, nicio cârtă din hotărârea mea. Și aceasta nu pentru altceva, ci numai și numai pentru că doresc să fiu drept. Porincile mele vor să fie una pentru toată împărăția mea. La mine, părtinirea nu este scrisă. Văzând statornica hotărârea împăratului și dreptatea celor hotărâte de dânsul, greuceam o cuvântă cu glas voinicesc. Fie mărite împărate, chiar de a ști că voi pieri, tot nu mă voi lăsa până voi, nu voi duce la capăt bun sarcina ce-mi iau de bună voie. Se -nvoiră. Și peste câteva zile și plecă, după ce puse la cale tot ce găsi că e bine să facă, ca să scape cu fața curată din această întreprindere. Greucea în locul dânsuși pe fratele său și mersă, mersă mersă cale lungă depărtată, până ce ajunse la faurul pământului cu care era frate de cruce. Acest faur, fiind cel mai mare meșter de pe pământ, era și nezdrăvan. Aici se oprirea și popostiră. Trei zile și trei nopți au stat închiși într-o camară, greuceanu cu faurul pământului și se sfătuiră. După ce se odihniră câteva zile și mai plănuiră ceea ce era de făcut, greuceanu și frate să o luară la drum. Îndată după plecarea greuceanului, faurul pământului se apucă și făcu chipului greuceanu numai și numai din fier. Atunci porunci apoi porunci să arză în ziua și noaptea cuptorul și să țină chipul acesta fără curmare în foc. Iar Grăuceanu și fratele său merseră cale lungă și mai lungă până ce li se făcu calea cruci. Aici o opriră, se așezare pe iarbă și făcură o gustare din merindele pe care le aveau și apoi se despărțirea după ce se îmbrățișară și plânsără ca niște copii. Mai înainte de a se despărți și împărțirea cât o basma și se înțelesă răzicând, atunci când basmalele vor fi rupte pe margini, să mai tragă nădejde unul de altul că se vor mai întâlni, iar când basmalele vor fi rupte în mijloc, să se știe că unul dintre ei este pierit mai înfipsără și un cuțit în pământ și ziseră. Acela dintre noi care s-ar întoarce mai întâi și va găsi cuțitul ruginit, să nu mai aștepte pe celălalt, fiindcă aceasta înseamnă că a murit. Apoi Greuceanu apăcă la dreapta și frate său la stânga. Fratele Greuceanului, umblând mai multă vreme în sex, se întoarse la locul de despărțire, și găsind cuțitul curat, se pusă la aștepta acolo cu bucurie, că văzuse soarele și luna la locul lor pe cer. Iar greuceanu se duse. Se duse pe o potecă care îl scoase tocmai la casele zmeilor, așezate unde și înțărcase dracu copii. Dacă ajunse aici, greuceanu se dete de trei ori peste cap se fă porumbel. Vezi că el ascultase năzdrăvăniile ce îl învățase faurul pământului. Făcându-se porumbel, greuceanul zbură și se puse pe un pom care era tocmai în fața caselor. Atunci și în fata de zmeu cea mare și uitându-se, se întoarse repede și chemă pe mama și pe sora sa cea mică ca să vadă minuna. Fata cea mică zise, Maiculiță-i surioară, pasărea asta Gașa, nu mi se pare că cântă pentru casa noastră. Ochii ei nu seamănă a de pasăre, ci mai mult seamănă a fi ochii lui Greuceanu cel de aur. Până acum n-a fost și nouă. De aici înainte numai Dumnezeu să-și facă milă de noi și de ai noștri. Pasămit aveau zmeii cunoștință de vitejia lui Greuceanu. Apoi intrară câte ștrele zmeoaicele în casă, se puseră la sfat. Greuceanu numai decât să dete iarăși de trei ori peste cap să făcu muscă și intră în camera zmeilor. Acolo se ascunse într-o crăpătură de grindă de la tavanul casei și ascultă la sfatul lor. După ce luă la cap tot ce auzie și afară și se duse pe drumul ce ducea la codru verde și acolo se ascunse sub un pod. Cum se vede treaba din cele ce auzise, Știa acum că zmeii se duseră la vânat în codru verde și aveau să se întoarcă unul de cu seară, altul la miezul nopții, iar cel mare spre ziua. Aștept în greuceanu acolo, iată că zmeul cel mai mic se întorcea, ajungând calul la marginea podului, unde sfărăi odată sări înapoi de șapte pași. Iar zmeul mânindu-se zise, a mâncat oar lupii carnea calului. Pe lumea asta nu mi-e frică de nimeni, numai de greuceanul de aur. Dar și pe acela cu o lovitură îl voi culca la pământ. Greuceanul auzind ieși pe pocii strigă. Vin meu evitează în săbi să ne tăiem sau în luptă să ne luptăm. Ba în luptă că i mai dreaptă. Se apropiară unul de altul se luare la trântă. Aduse zmeul pe greuceano și-l băgă în pământ până la genunchi. Aduse și greuceanu pe zmeu și-l băgă în pământ până la gâcii, capul. Apoi, după ce aruncă leșul zmeului și al calului sub pot, se puse să odihnească. Când în puterea nopții veni și fratele cel mare al zmeului și calul lui sări de ce pași înapoi. El zise ca și fratele său, iar Greuceanu îi spuse și lui ca și celui din tâi. Ieșind de sub să luă la trântă și cu acest meu. Și unde mi-a duse nene zmeul pe Greuceanu și îl bagă în pământ până la prâu. Dar Greuceanu sări repede unde mi l-a și el pe zmeu odată, mi-l trânti și îl bagă în pământ până în gât și i tăie capul cu paluș. Aducându-i și mortăciunea Așa și a calului său sub pod, se puse iarăși a s-o odihni. Când din zori, unde venea tatăl zmeilor cel mare, de către nici era, și când ajunse la capul podului, sări calul de șaptezeci și șapte de pași înapoi. Să ne necăjit meu de asemenea întâmplare când ca un lucru mare și unde răhni a mâncarea lupii calea calului. Că pe lumea asta nu mi-e frică de nimeni, doar de greuceanul de aur. Și încă pe acesta nu mai să-l iau la ui cu săgeata și voi culca la pământ. Atunci ieșim și greuceanul de sub de Dez, meu, levitează, vino să ne batem, în săbi să ne tăiem, în suliță să ne lovim, ori în luptă să ne luptăm. Sosiz meu să luare la bătaie, în săbi se băturea ce se băturea și rupse săbile. În sulițe loviră ce se lovirea și rupse Sulițile. Apoi se luare la luptă. Se zguduia unul pe altul de se cutremura pământul. Și strânse zmeul pe greucean odată, dar acesta băgând de seamă ce are de gând zmeul, să umflă și se încordă în vine și nu păți nimic. Apoi greuceanul strâns odată pe zmeul, tocmai când el nu s-a de pârâile oasele. Așa luptă nici că s-a mai văzut. Și se luptară și se luptară până ce a vremea la nămiezi și o Atunci trecut pe deasupra lor un corb care se legăna prin văzduc și se uita la lupta lor. Și văzându-l, smeurii zisă, Corbure, corbure, pasăre adu adum și mie un cioc de apă și îți voi da de mâncare un voinic cu calul lui cu tot. Zise și greuceanu atunci. Corbule, corbule, mie să-mi aduci un cioc de apă dulce, că eu ți -o i da de mâncare trei leșuri de zmeu și trei de cal. Auzind corbul aceste cuvinte, aduse lui greuceanu un cioc de apă dulce și i-a stâmpără setea. că Căci era setă nevoie mare. Atunci nu mai prinse la suflet și împuternicindu-se, unde ridică nene odată pe zmeu și trântindu-l îl băgă în pământ până în gât și îi puse piciorul pe cap ținându-l așa. Apoi îi zise, spune zmeule spurcat, unde ai ascuns tu soarele și luna ca azi nu mai e scăpare din mâna mea? Se codea zmeul în gânaveri suscate, dar a greu cea nu mai zise. Îmi vei spune sau nu, eu tot îl voi găsi. Și încă și capul acesta ți-l voi reteza. Atunci zmeul, tot mai nădăjduind a scăpa cu viață, dacă va spune zise. În codru verde este o culă. Acolo înăuntru sunt închise. Cheia este degetul meu cel mic la mâna dreaptă. Cum auzi greuceanul unele ca acesta îi reteză capul, apoi îi tăie degetul și lua la sin. Tete corbului după făgăduială toate stârvurile și ducându-se greuceanul la din cotru verde deschise ușa cu degetul zmeului și găsia acolo soarele și luna. Luntă mâna dreaptă soarele și în cea stângă luna le aruncă pe cer se bucură cu bucurie mare. Oamenii când văzură iară soarele și luna pe cer să veseliră și lăudară pe Dumnezeu că a dat atâta tărie lui Greuceanu de izbândit împotriva vrășmașilor omeniri. Iar el, mulțumit că a scos la capăt slujba cu bine, o lua la drum întorcându-se înapoi. Găsim pe fratele său pe drumul de întoarcere să îmbrățișeară și cumpărând doi cai ce mergeau ca săgeata de iute, întinsă răpasul la drum ca să se întoarcă la împărat. În cale, de te peste un păr plin de pere de aur. Fratele Greuceanului zise că ar fi mai bine să mai poposească puțin la umbra acestui păr, ca să mai răsufle și caii, iar până un alta să culeagă și câteva pere spre a-și mai momi foamea. Greuceanu, care auzise pe zmeoaice ce plănuiseră, se învoia să o Dar nu lăsă pe fratele său să culeagă perele, ci zise că le va culege el. Atunci trase paloșul și lovi părul la rădăcină. Când ce să vezi dumneata? Unde începu a curge niște sânge și veni scârboș un glas auzit din pom zicând. M-a mâncat și friptă greucene precum ai mâncat și pe bărbatul meu. Și nimic nu mai rămase din acel păr decât praf și cenușă. Iar fratele său un de mirare știind toate acestea. După ce plecarea și merseră ce merseră să rădătără peste o grădină foarte frumoasă cu flori și cu fruturi și cu apă limpede și rece. Fratele greuceanului zise: Să ne oprim un pic aici, să ne mai odihnim caii, iar a noi să bem puțină apă rece să culegem flori. Așa să facem, frate, răspunse greuceanu. Dacă această grădină va fi sărită de mâini omenești și dacă acel izvor va fi lăsat de Dumnezeu. Apoi, trăgând paloșul, o intulpina pina unei flori, care se părea mai frumoasă și o culcă la pământ. După aceea am punse și în fundul fântânii și a marginilor ei, dar în loc de apă începu a clocoti un sânge mohorât, ca și din tulpina florii, și umplu văzduhul de un miros grețos. Praf și țărână rămase și de fata cea mai mare a zmeului, căci ea se făcuse grădină și izvor ca să-l învenineze pe greuceanu să-l omoare. Și scăpânște această pacoste în călecare și plecare la drum, repede ca vântul. Când ce să vezi dumneata? Unde se luase după dân și scorpia de mumaz mai celor cu o falcă în cer și cu n-am pământ ca să înghită pe greuceanu și mai multe nu. Avea de ce să fie cătrănită și amărâtă, că nu mai avea nici soți, nici fete, nici gineri. Greuceanu, simțind că s-a luat după dân și zmeoai ca cea bătrână, zise li frate său. Iată, uită frate înapoi și spunem ce vezi. Ce să văd frate, îi răspunse, iată un nor vine după noi ca un vârtej. Atunci de tebite, bicecailor care mergeau repede ca vântul și linca gândul. Dar greucea nu mai zis odată fratelui să se uite în urmă. Acesta i spuse că se pie pienorul ca o flăcăraie, apoi mai făcând un vânt cailor ajunsă la faurul pământului. Aici, cum de se închise în făuriște. Pe urma lor, ia că și smeoaica, de ea ajungea, îi prăpădea. Nici un os nu mai rămânea din ei. Acum însă nu mai avea ce să le facă. O se însă la șiretlic. O rugă pe Greuceanu să facă o gaură în perete ca măcar să-i vază fața. Greuceanul se prefăcu că se înduplecă și făcu o gaură în perete. Dar faurul pământului se ațintea cu chipul lui Greuceanu cel de fier, ce arsese în foc de sărea întâi în el. Când zmeoaica a puse gura la spărtură ca să-l soarbă pe greuceanu, faurul pământului băgă în gură chipul de fier roșu ca focul și îl vâră pe gât. Și ea a înghițit pe loc și crăpă. Nu trecu mult și stârvul zmeoaicei se prefăcă într-un munte de fier și astfel scăpară și de dânsa. Faurul pământului deschise ușa făuriștei ieși afară să veseliră trei zile și trei nopți de așa mare izbândă. El mai cu seama era nebun de bucurie pentru muntele de fier. Atunci porunci călfilor să facă lui Greuceanu o căruță cu trei cai cu totuși cu totul de fier. După ce furăgata sufla asupra lor și le dă de duh de viață. lundu și ziua bună de la fratele său de cruce faurul pământului, Greuceanu se urcă în trăsură cu fratele său cel și porni la roșu împărat ca să-și primească răsplat. Merse ce merse până li se înfurci calea. Aici o oprire și poposiră. Apoi Greuceanu desprinsă de la căruță un cal și-l dăte fratelui său ca să ducă împăratului roșu vestea cea bună a sosirului Greuceanu cu izbânda săvârșită. Iar el rămase mai în urmă, înaintând el la lenă răsturnată în căruță, trecând pe lângă un diavol șchiop care ținea ca la drumeților să le facă neajunsuri. Acestuia ai fu frică să dea piepul greuceanu, dar ca să nu scape nici el neatins de răutatea lui, scoase cuiul de la capul osiei din dărât și l aruncă departe în urmă. Apoi tot el zise lui greuceanu, măi, acesta ți-ai pierdut cuiu, du-te de ți-l caută. Crăuceanu să răni în căruță și uita acolo paloșul, din greșeală. Iar când el își căuta cuiul, diavolul lui lua paloșul și așezându-se în marginea drumului, se dăte de trei ori peste cap se preschimba într-o stană de piatră. Puse greuceanu cuiul la capul os, el înțepeni bine, se urcă în căruță și pe drum. drumul. Nu păcă însă de seamă că îi lipsește paloșul. Acum ascultați și vă minunați, buier dumneavoastră, de pățania bietului greuceanu. Un șmecher de, de al împăratului roșu să se făgăduise diavolul, dacă îl va face să ia el pe fata împăratului. Bancă și rodul căsătoriei sale îl închinase acestui necurat. Împielițatul știa că greuceanu fără paloși era și el om ca toți oameni. Puterea lui era în paloș. Fără paloș era de nerecunoscut. Îl fură paloșul și îl dete netrebnicului de sfetnic. Acesta se înfățișă la împăratul și-i ceru fata, zicând că el este cel cu izbânda cea mare. Împăratul îl crezu, văzându-i și paloșul, și puse -a la calea începe pregătirile de cununie. Pe când se pregătea la curte pentru nuntirea fiicei împăratului cu voinicul cel mincinos, ce zicea că a scos soarele și luna de la zmei, veni și fratele greuceanului cu vestea că greuceanul are să sosească în curând. Sfenicul cel mincinos, cum au auzit de una ca asta, a mers la împăratul și îi zise că acel este un ambăgitor și trebuie pus în închisoare. Împăratul îl ascultă. Iar sfânicul Zorin să se facă cât mai curând nunta, cu gândul că dacă se va cununa cu fata împăratului, atunci poate să vină și o sută de greuceni, că n-are ce mai face lucru fiind săvârșit. Împăratul însă nu-i plăcut zorul ce da sfenicul pentru nuntă și mai tărăgână lucrurile. Nu trecu mult și iată că sosește și greucean, în se și nu la împăratul, iar acesta nu știa între care să aleagă. Credea că acesta să fie greuceanul, dar nu-și putea da seama de cum paloșul greuceanul se afla în mâna sfemicului. Atunci băgă de seama și greuceanul că îi lipsește paloșul și tocmai acum îi veni în minte pentru ce nu văzuse el stana de piatră, decât după ce își găsise cuiul de la osie, se întorcea la căruță cu dânsul. Pricepu el că nu e lucru curat. Împărate prea luminate, zise el. Toată lumea știe că ești un om drept. Te rog să-mi faci și mie dreptate. Mult ai așteptat, mai așteaptă rugute încă un pic și vei vedea cu ochii tăi adevărul. Primii împăratul a mai așteptat până are să întoarcă greuceanu. Acesta se puse iarăși în căruța lui cu cai cu tot de fier și într-un suflet merse până ce ajunse la stana de piatră, unde necuratul îi scoase cuiu de la căruță suferință netremnică și păgubitoare a omenirii, zisel. dă-mi paloșul ce mi l-ai furat, căci de nu prafoare să leagă de tine. Piatra și nu se clinti din loc măcar. Atunci nu se dete de trei ori peste cap, se făcu buzdugan cu totul și cu totul de oțel și unde începu a lovi în stană de se cutremura pământul. De câte ori da, de atâtea ori cădea câte o zburătură din piatră și lovi ce lovi până-i sfărâmă vârful. Apoi deodată începu stana de piatră a tremura și a cere iertăciune. Iar buzduganul de ce da, de-aia întețea loviturile și dete și dete până o făcu pulbere. Că nu mai fi în picioare nimic din stana de piatră, căută prin pulberea ce mai răsmăsese și își găsi greuceanul paloșul care îi fusese furat. Îl lua și, fără nicio clipă de odihnă, veni și se înfățișă iarăși la împărat. Sângata am mărit, împărate," zise el, să arăt oricui ce poate osului Greuceanu. Să vină aici acel sfetnic nerușinat care a voit să se amăgească pentru a ne înțelege la cuvinte." Împăratul îl chemă. Acesta, dacă veni și văzu pe Greuceanu cu sprânceana încruntată, începoa să tremure, și își ceru iertare, spunând cum căzuse în mâinile lui paloșului Greucean. După rugăciunea lui Greuceanu, dobândi iertare și de la împăratul, dar acesta ai porunci să piară din împărăția lui. Apoi scoase pe fratele Greuceanului de la închisoare și se făcu o nuntă de la împărătești și se încinse să răniște veselii care ținuseră trei săptămâni și -o am încălecat pe o și v-a povestit povestea așa.